Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o veste grozavă. Asociația Dăruiește Viață anunță finalizarea lucrărilor de construcție la Noi Facem un Spital. Bravo! Că nu e un spital oarecare, e Noi Facem un Spital, cea mai mare inițiativă de implicare socială din România, care a fost susținută până acum de peste 350.000 de persoane fizice și peste 7.000 de companii. Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări! E gata, gata? Putem să ne bucurăm? Miroasea zugrăveală proaspătă? E gata construcția, da. Lucrăm la mobilare acum, suntem și cu mobilierul cam pe la 70%, urmează recepția. Putem să explicăm că e vorba de un mobilier aparte, că este mobilier de spital, nu luăm noi de pe undeva, exact, de pe la Ikea ceva. Nu, este un mobilier făcut special pentru spital, e un proiect întreg. Știți, când ne-am apucat de spitalul ăsta, nu știam nici noi exact cât de multe lucruri vom avea de făcut și asta cred că e partea bună. Câți ani au trecut? Altfel ar fi fost greu. Mobilierul e special, se face un mobilier special de spital care să reziste în timp și să nu arate urât. Urmează să începem recepția în prima parte a anului. Asta înseamnă că ne vom întâlni cu toate autoritățile implicate în autorizarea acestor lucrări. Apoi predăm construcția spitalului Marie Curie și sperăm ca în a doua jumătate a anului viitor să devină funcțional, să primească primii pacienți. Și să primească echipamentele, nu? Adică trebuie montate echipamentele acolo înainte. Exact. Asta se va întâmpla începând cu ianuarie. Vom începe și instalarea echipamentelor. Așteptăm. E adevărat, termenele de livrare sunt acum mult mai mari decât în anii trecuți. A fost pandemia și războiul care au schimbat un pic dinamica în piață. Bun. Dar Oana, sintetic, spune-ne ascultătorilor noștri care sunt cele mai importante cifre legate de această construcție, de acest spital. Câte etaje, ce suprafață, ce capacitate. Și sigur, cât a costat până la urmă? Spitalul are 12.000 de metri pătrați, 9 niveluri, are o secție de radioterapie cu cele mai moderne aparate din sud-estul Europei, este o tehnologie de ultimă oră, are 183 de paturi, costul aproximativ al spitalului încă facem bugetele și socotelele, se ridică undeva la 43 de milioane de euro, dar trebuie să spun că asta include și echipamente, o parte din echipamente și alte construcții pe care a trebuit să le facem adiacente. Am construit o centrală termică, un centru de date, rezervoare de apă, stații de ozonare și multe alte lucruri absolut necesare și pe care Spitalul Marie Curie cel vechi nu le avea sau erau învechite și nu mai puteau funcționa. Nu știu ce să vă mai spun. Cea mai mare bucurie a noastră este că putem în sfârșit să le spunem celor 350.000 de oameni care au pus banii și încrederea lor în proiectul ăsta că iată, construcția este gata și așteptăm cu nerăbdare să parcurgem și etapele următoare și vă mulțumim și vouă, tuturor celor care ne-ați susținut, voi la radio, pentru că a contat foarte mult ca mesajul nostru să ajungă la oameni. Cu drag. Câți ani au trecut? 8, nu? Cam așa, în 2015? Nu mai știu. În 2015 am colțit ideea. Construcția a început în 2018. Noi din 2015 am început să strângem încet bani. Pornisem la început cu gândul că vom renova o secție de oncologie la Spitalul Marie Curie. Ne-am dat seama că nu prea se poate. Am început să visăm și când oamenii au început să viseze împreună cu noi și să doneze, abia atunci am avut curaj să vorbim despre o construcție de la zero. Oana Gheorghiu, sincer, de câte ori v-ați imaginat momentul acesta și de câte ori v-a cuprins disperarea, crezând că nu o să mai ajungeți niciodată aici? A fost greu. Disperarea ne-a cuprins de câteva ori, dar niciodată nu ne-am gândit că nu o să ajungem aici, pentru că cred că asta este secretul oricărui proiect care ajunge la capăt, perseverența. Noi suntem perseverente de felul nostru și am avut norocul să avem oameni perseverenți în jurul nostru care să creadă în proiect până la capăt, chiar și atunci când au fost obstacole. Știam că momentul va veni, nu știam când, știți cum e, lucrurile nu merg întotdeauna chiar așa conform planului, ne-am fi dorit să se întâmple mai repede și să știți că încă nu suntem pe deplin mulțumite, așteptăm și momentul în care pacienții chiar vor putea beneficia de condițiile acestea minunate. Mulțumesc foarte mult, Oana Gheorghiu. Desigur, îi mulțumim și colegei tale, Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viață, pentru toată energia și gândurile bune și faptele bune pe care le-ați pus la cale împreună cu atât de mulți români, 350.000 de români și 7.000 de companii. Ca să ajungem în punctul acesta, Noi Facem un Spital este gata din punctul de vedere al construcției și în principiu, dacă lucrurile merg bine, până la, sau la jumătatea anului viitor ar trebui să fie gata. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.